Salci și Titulescu au fost primele stres pe care domnul primar le-a abordat pentru reabilitare, din dorința ca aceste stres, care sunt străzile principale în zona în care există, sunt atât foarte circulate, pe ele există obiective sociale, economice, dar și de locuințe, și ne-am dorit ca aceste străzi să fie perfect funcționale. Am avut ghinionul unei licitații la care o firmă din București a câștigat-o. A câștigat-o în urma unei contestații în instanță. Firma a început să lucreze și aproximativ după 6 luni de la începerea lucrărilor a intrat în faliment. Intrarea în faliment a firmei a determinat blocarea lucrărilor, ar fi trebuit să facem o nouă licitație. Din păcate, lichidatorul firmei respective a împiedicat începerea unei noi licitații. Au trecut 2 ani de la momentul la care ar fi trebuit să facem o nouă licitație. În sfârșit, în primăvara acestui an, s-a reușit o nouă licitație, a câștigat societatea comercială care se ocupă de termie în Cernavodă, pentru că și-au dorit foarte mult să dovedească că au capabilitatea să facă și astfel de lucrări de tipul reparații de drumuri, reparații trotuare, amenajări de parcări, marcaje stradale și altele asemenea. Firma a câștigat, valoarea cu care a câștigat este mai mică decât valoarea rămasă în contractul de execuție inițial, deci ne încadrăm și din punct de vedere financiar cu lucrarea respectivă și sperăm noi ca într-un termen foarte scurt, de fapt pe data de 8 are loc asfaltarea și săptămâna următoare vor fi lucrările, mici lucrări tehnice de final. Cred că va fi o lucrare reușită care va deservi cetățenii de pe strada Salciei, cei care își duc copiii la școala numărul 1 și respectiv cei care merg cu copiilor la școala numărul 3 și au, eu știu, interese economice, sociale în zona străzii Titulescu, care este o stradă cu bănci, cu magazine comerciale, cu firme de prestări de servicii, deci o stradă foarte circulată. Avem o lucrare de reabilitare a trotuarului, a străzilor. Am preluat o lucrare pe care au făcut-o cei de la Telor și pe care au abandonat-o, adică n-au mai reușit să o ducă la bun sfârșit. Noi ne-am înhămat la această lucrare, merge destul de bine, am reușit diferența asta, nu știu, vreo 10% mai era de făcut, ceva de genul ăsta, dar vrem să ieșim din cartierul ăsta cu fruntea sus. Asta am vorbit și cu domnul primar, ne-a spus în momentul când am plecat de aici să plecăm cu fruntea sus și în spatele nostru totul să fie ok. Și dumnealui vine pe la noi pe aici, mai ne dă câte unele sugestii. La momentul acesta finalizăm trotuarul pe care îl aveți în noastră în față. Mâine vom asfalta. Avem promisiunea că mâine vom, și vremea să ne ajute, avem promisiunea firmei care ne asfaltează că vom finaliza. Asta este prima parte din ce avem de făcut aici. Următoarea parte, trotuarul care este în spatele nostru sau în fața mea, cum privim acum, acela la fel. Trebuie doar să-l pregătim și să-l asfaltăm și pe acela. Mai am depus bordurile acolo. Probabil că în 2-3 săptămâni maxim vom finaliza toate lucrările de aici. Pe lângă asta, întâlnim și pe stradă și canalizările, care din cauza asfaltării au rămas un pic mai jos și le vom scoate la nivelul asfaltului și pe ele. Am început deja, sunt câteva scoase pe aici. Pe trotuar, la fel, le-am adus pe toate la forma inițială. Ne pregătim să facem și intrările în bloc. Ușor, ușor ieșim de aici. Bolovan ăștia uriași de unde provine? Erau la scările care erau intrarea în bloc, erau rupți, erau în pământ, a trebuit să muncim un pic cu buldo ca să le scoatem, dar ce va ieși de aici, vă invităm peste 2-3 săptămâni să vedeți cum va arăta. Când spuneți refacerea trotuarilor, înseamnă că ați răzuit vechiul asfalt? Da, era înainte pavele care erau deteriorate, le-am scos, am pregătit, am pus borduri noi, vom veni cu... Am pus piatră spartă, am bătătorit-o, o bătătorim în continuare și ca să putem să punem asfaltul. De când lucrați? De vreo 2 săptămâni. Ne-a ținut un pic pe vreo săptămână pe loc cu proiectul respectiv, pentru că erau unele mici inadvertențe, dar e tot ok acum, se rezolvă. Era devastat. De câte zile lucrează oamenii? Păi nu știu, cred că au vreo 2 săptămâni, cam cât au, cam așa, cam vreo 2 săptămâni. Da, automat, zilnic.
cât timp va fi gata? V-au zis? V-ați întrebat? Am întrebat, dar n-au spus. O să mai dureze, dar ce știu, câteva zile o să fie bine, da. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se întâmplă. Păi cum vedeți, copiii așteaptă, n-avem pe unde merge cu cărucioare, cu... Știți cum e, șoferii ne înjură pe noi, noi la rândul nostru, nu e frumos, dar ce să facem? Asta e, bineînțeles. E de mult stricată de 2 ani de zile, dar acum s-a apucat să ne facă frumos. Ne place, e frumos, așa se facă. I-ați întrebat în cât timp e gata? A zis că sâmbătă acum pune asfaltul. E final. Aici a zis că pune, să pune gardne, pune pământ, să pune flori. Deocamdată a făcut treabă bună. O să arate bine? Păi da, dacă a pus, pune asfaltul și asta, cred că arată foarte bine. Cernavodă este un șantier deschis în momentul ăsta. 3 cartiere, cartierul Scriitorilor Idechirescu și zona străzii Tudor Vadimirescu, sunt șantiere deschise pentru realizarea de conducte, montarea de conducte termice, montarea de conducte de canalizare, de apă. Se deschide un nou șantier energie și cazărmi pe care se vor monta întâi conducte de apă, iar apoi se trece la asfaltare în acest an. Se lucrează acum pe fundătura Biruinței și pe strada Biruinței, acolo unde au fost avarii pe apă, se înlocuiesc conductele pe strada Biruinței, se lucrează la trotuare și la infrastructura străzii, astfel încât și ea să facă legătura între Independenței și strada Seimeni și să fie o circulație mult mai facilă în zona respectivă. Este în derulare o procedură de licitație pentru reparații de străzi. Sunt 40 de străzi care vor fi asfaltate până la sfârșitul acestui an. Este o procedură care se deschide la începutul lunii iulie pentru asfaltarea străzii Energiei, străzii Cazărmii, Călăraș și aceste străzi și San Sebastian. Aceste străzi fac parte dintr-un proiect mai amplu. Acolo infrastructura drumului va fi înlocuită pe o adâncime de aproximativ 60 de centimetri. Se va reface infrastructura și se va reasfalta. Este o finanțare importantă, aproape 7 milioane de lei și este suportată de la bugetul local. Și este menită să facă o legătură între campus, zona industrială, energetică, să spunem, și oraș, astfel încât presiunea circulației pe centru să scadă și să poată fi transferată și către străzi, care acum sunt considerate secundare și vor deveni principale pentru mersul către și de la centrala nucleară electrică.